Cu mai bine de două decenii în urmă, seratele muzicale TV, realizate de Iosif Sava la TVR, rivalizau cu emisiunile lui Leonard Bernstein de la televiziunea americană. Magia seratelor muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni radio-TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Invitatul din această seară al lui Iosif Sava la seratele muzicale este Nicolae Breban, scriitor, dramaturg și om de cultură contemporan, membru titular al Academiei Române. Bună seara, domnilor! Deci, grupul de balet Contemp ne bucură în această seară în plan muzical și l-am drept invitat, așa cum ați văzut pe generic, pe marele romancier, care este Nicolae Breban. Nicolae Breban, așa cum obișnuiesc de obicei, arăt cărțile. Cărțile reprezintă personalitatea, cărțile rămân în istorie, cărțile rămân sinteza unei vieți, restus parole. Nicolae Breban, pândă și seducție. Uitați-vă la ele, mai ales și tineri, m-am sărăt și cărți mai vechi, care l-au impus pe Breban în urmă cu un sfert de veac în conștiința țării, în literatura țării. Celebrul roman În absența stăpânilor. Nu trebuie să rămâneți pe cartea mea, dar avem o cameră numai aici. Vă rog și cealaltă cameră, îndreptați-o tot spre noi. Când vă cere balet, vom vedea ce facem. Și macaraua, îndreptați-o, vă rog, spre noi. Buna vestire, romanul cu atâtea discuții în epocă. Animale bolnave. Cele trei volume apărute datorită doamnei Uricariu și strădanilor domniei sale la editura Distil în urmă cu un an, în acest ciclu Amfitrion, Demonii mărunți, Procuratorii, Alberta, o carte despre Nicolae Breban, apărută săptămâna trecută la Craiova, o inițiativă cu totul deosebită în ciclul Maestrii Literaturii Contemporane, o carte a lui Marian Victor Buciu. De-abia azi am găsit-o pentru a vă prezenta. Iată trei dintre cărțile care îl reprezintă pe Nicolae Breban în lumea francofilă. Puțin dintre scriitorii noștri se pot mândri cu asemenea titluri. Uitați-vă cum arată Absența stăpânilor la Flammarion. Uitați-vă cum arată tot la Flammarion Don Juanul. Se scriu atâtea cuvinte despre Nicolae Breban, dar aceste 1000 de pagini, peste 1000 de pagini din versiunile franceze atestă mai mult ca orice personalitatea. În sfârșit, o carte de la care aș vrea să pornesc colocviul nostru, celebrele de acum, Confesiuni violente, care spun multe despre Nicolae Breban. Obișnuiesc de obicei și vedeți când face semn regizorul că gulerul dumneavoastră așa. La televiziune trebuie să fim și perfect sub raport vestimentar, totul se vede și mulți apreciază asta înainte de orice cuvânt, să știți. Iată două mici decupaje din două cărți semnate de două personalități ale criticii noastre. Aș cita în primul rând din cele 4 pagini
ale lui Mircea, pe care Mircea Zaciu le dedică în dicționarul scriitorilor români, o fișă Breban, e foarte scurtă, dar esențială pentru personalitatea scriitorului. Breban Nicolae, născut 1 februarie 34, Baia Mare, prozator, fiul lui Vasile Breban, preot și al Constanții, născut de Bömmler. Școala primară la Lugoj, unde urmează și liceul, bacalaureatul în 52, studii de filozofie și filologie, câte un an întrerupt în 57 la Universitatea din Cluj, schimbă diferite ocupații. Un an funcționar la Oradea, un an 6 luni strungar la uzine 23 august, 2 ani șofer la garajul Ministerului de Finanțe, redactor șef al României Literare 70-73, debut cu schițe în Gazeta Literară 61, în volum cu romanul Francisca 65, colaborează la Gazeta Literară, Contemporană, România Literară, Luceafărul, Steaua. Romanele sale, În absența stăpânilor, Animale bolnave, Îngerul de gips, au fost viu discutate de critică, aducându-i notorietate. Cu Buna vestire, 77, proza lui Breban devine obiectul unui dispute critice ascuțite, angajând elemente extraliterare, ecou al atitudinilor și reacțiilor personale, față de autor. Romanul rezistă însă furtunii, impunând un memorabil personaj al prozei postbelice, Grobei, purtătorul stilului chici, propriu unei categorii și al unei mentalități. Mai puțin realizat, Don Juan, 81, scoate în evidență virtuțile și carențele romancierului. Intuiții excepționale, nefinalizate artistic, dintr-o inexplicabilă grabă. Mai interesant atât prin problematica filozofico-morală, cât și prin construcția romanescă și consistența protagonistului, este Drumul la zid, 84, conceput ca un poem epic, a cărui apariție a întâmpinat mult timp rezistența oficialității, stănind apoi comentarii critice controversate. Breban este prin problematică, tipologie și dezbatere de idei unul dintre cei mai caracteristici prozatori ai ultimelor decenii în literatura noastră. Și un cuvânt al lui Negoițescu din istoria literaturii române, apărut la Dacia, la Cluj, în 1994. Proza lui Breban denotă mai totdeauna o puternică atracție spre insolit și irațional, încât chiar atunci când se referă la personaje sau situații banale, autorul aruncă asupra lor o lumină insolită și neliniștitoare. Încăperile acestei proze au ferestre larg deschise spre ambiguitate și incertitudine, astfel că nu e de mirare că personajele lui Breban se caracterizează mai degrabă prin pluralitate decât prin unitate de caracter. Cu deosebit înclinație spre psihologia abisală, romancierul substituie însă adesea analiza psihologică prin viziuni de o plasticitate poetică formând adevărate enclave sensibile în textul comun. Cu ce aș începe acum? Am fost șocat înainte de toate de gândurile noastre despre scriitorii pe care ați cunoscut de-a lungul timpului, nu? Cu care v-ați înfruntat de-a lungul timpului. Cum îl puteți face pe Șalmar un simplu activist? Îmi răspundeți pe scurt, eu vă dau doar câteva repere, așa, decupate, în fapt, din confesiunea noastră. Are câteva cărți de critică literară, care denotă, poate, o anumită altitudine. Denotă, nu poate, cred că da, o anumită altitudine intelectuală. Eu l-am citit, dar n-am rămas nimic din cărțile astea, se pare, în conștiința critică. Însă știu că el cu... Cine hotărăște că rămâne sau nu rămâne ceva în conștiința critică? Istoria. Mai multe nivele. Nu. Sunt niște factori precise care... În primul rând, critica literară. Critica literară de prestigiu, critica bună. Cei 7-8-10 critici buni dintr-o cultură, dintr-o țară. Cine așează acești critici buni și răi? Se așează, se autoreglează, se așează singuri în timp și ei se impun prin onestitate, profesionalism, autoritate înăscută. L-ați văzut cum istoria neagă câteodată asemenea așezări? Nu, în general nu. În critica română s-au impus mari critici, afară de cei care au murit prea devreme, ca Pompilu Constantinescu. Am înțeles. În rest, criticii mai ai României s-au impus, chiar au ajuns în posturi politice, ca Maiorescu. Sau au fost mici profesori de liceu, însă cu prestigiu într-o anumită zonă culturală, precum Marele Luminescu. Deci, cărțile acestui tovarăș n-au rămas. El și împreună cu încă câțiva au jucat un rol nefast. Aș zice criminal, în deceniul, de adevăr, criminal, al națiunii și al culturii române, deceniul proletcultist, care a început în 48 și s-a terminat la începutul anilor 60. De fapt, proletcultul, cu adevărat, cred eu, s-a încheiat când s-a încheiat și perioada stalinistă în România, 64, odată cu eliberarea din pușcăria deținuților politice. Nu vi se pare, continuu, că aș vrea flash-uri, da. Tot ce ați spus despre gândurile noastre în legătură cu Șelmaru, sunt definitorii.
Nu vi se pare că puneți surdine personalității lui Labiș în această carte a dumneavoastră? Labiș e un erou al poeticii românești. Da, da. Pentru cei care sunt îndrăgostiți de spiritele precoce, de copii teribil precoce ai literaturii, o să li se pare probabil că sunt puțin aspru. Dar eu doresc României, culturii române, spirite ample, capabile să se dezvolte, să se exprime până la capăt, ci să efectueze, să etaleze o viziune întreagă, nu un început splendid de viziune. Aici, dar tot ce a dat, mă uitesc la moartea căprioarei, e geniu acolo, mai este vreo. E o promisiune de geniu, nu e geniu. Geniu înseamnă Goethe, geniu înseamnă Shakespeare, geniu înseamnă... Aici și marele nostru bard, Eminescu, a murit pentru acest concept de geniu, care e un concept romantic, de altfel, și Eminescu a murit prea devreme. Eu doresc încă o dată culturii române să avem genii absolute, genii capabile să producă o operă completă care să exprime toate fațetele spiritului uman și a istoriei umanității, și pentru că numai în acest fel cultura noastră va deveni o cultură majoră. Deci, tot interesul, toată stima pentru Victor Vlad de la Marina, pentru care de lângă Lugoș și descoperit tot Titul Maiorescu, ca și Eminescu, de Cârlova, bineînțeles, micul nostru geniu romantic, de Labiș, pe care l-am cunoscut în câteva rânduri și care, într-adevăr, a spart diapazonul cenușiu întunecat al liricii din anii 50 cu o notă nouă, proaspătă, și toată lumea aici în București, eu nu eram încă în cercuri literare, era uimită de acest băiețel venit din Suceava, din Rădăuți, din Nord, de acolo, din satul Mălin. La Mălin, din satul lângă Vălticeni. Da. Acest copilaș aproape care venea cu un sunet curat și pentru prima dată mi-am dat seama de un adevăr fundamental al lumii noastre literare, că în ciuda organizărilor, în ciuda structurilor fixe, în ciuda presiunilor politice, militare, e suficient să vină o floare de-astea subțiratică, nouă, fără relații în București, să cânte două melodii simple, naive, pe vioara lui de acolo din Mălin, ca lumea să se sperie. Nu vă închipuiți cât de derutați, cât de speriați erau toți acești mari maestri în ghilimele ai literaturii, de la Beniuc, la Cicerone Teodorescu, la atâția și atâția, care luau locul, care erau în impostura adevăraților mari scriitori. Eu nu vreau să spun că ei erau în impostură reală, adică Beniuc era el însuși un foarte bun poet, însă Partidul Comunist atunci, în perioada stenise, mai ales, i-a folosit pe scriitori, pe scriitori de mâna a doua, cum erau Beniuc și ceilalți, ca să înlocuiască marea gardă de scriitori. Auziți ce spuneți despre Beniuc? Un cuțitar din aceia care lovesc pe la spate. Era un ticălos la nivelul cel mai de jos. E grav, maestru Beniuc. Da. În confesiuni, eu în general sunt prudent în expresii și încerc să nuanțez orice judecată ca să fiu cât mai aproape de adevăr. În această carte, în confesiuni, prima mea carte de confesiuni, sunt aspru și în limbaj cu doi oameni, cu Gheorghe Udeș și cu Beniuc. Gheorghe Udeș, pe care îl consider un imens ticălos al istoriei românești, omul ăsta a făcut, nu numai cu comandă de la Stalin, ci și de la proprie putere. Țineți minte, Pătrășcanu a fost împușcat după moartea lui Stalin. Deci, alături de Dej, l-am așezat în acest tratament aspru pe Beniuc, care el însuși a făcut un imens rău culturii române. Nu numai că a împiedicat atâția mari scriitori să se exprime, dar a corupt foarte mulți scriitori, care erau mai tineri, mai ezitant și care voiau să publice, bineînțeles. Plus, în plus, ceea ce mărește mânia mea a fost tratamentul pe care l-a aplicat lui Blaga, de la acțiunea publică pe care a făcut-o în romanul Pe muche de cuțit, în care Blaga era tratat ca fascistoid. Blaga a scăpat dintr-o minune de arestare. Cum nu scapă Camil Petrescu de la săgețile dumneavoastră? Spuneți că trilogia Bălcescu este o carte rușinoasă și un roman istoric care poate ființa în istorie. Da, ea falsifică istoria noastră din la sfârșitul secolului trecut și din jurul lui Bălcescu, falsifică toate, punând în mărind extrem relațiile noastre cu rușii, care au fost, în general, nefaste, noi știm foarte bine. Noi știm foarte bine că în vremea aceea nu puteai să scrii decât dacă lăudai puterea sovietică și Rusia întreagă. De altfel și limba noastră, limba literară, a suferit loviturile de ciocan ales panslavismului brutal sovietic.
Camil Petrescu m-a dezamăgit, eu sunt furios față de acești oameni. Față de Beniuc nu sunt furios, îl tratez cu un anumit dispreț calm, dar față de Camil Petrescu, Călinescu, oameni pe care invit, pe care iubesc și astăzi, tratamentul meu este viu, aspru, pentru că, o spun în confesiuni, prima oară când am întâlnit sunetul pe care urma să-l aplic eu, sunetul stilistic pe care urma să-l aplic eu în romanele mele, a fost când, printr-o întâmplare, am dat peste cartea unui oarecare Petrescu, nu știam cine e acest Petrescu, îl cunoșteam bine pe Cezar Petrescu, știam toată opera, dar când am dat peste acest Camil Petrescu, pe care l-am citit într-o noapte, m-a răvășit, m-a tulburat. Și cu atât mai mult, mai grav au fost concesiile făcute de el. Pentru Ladima, pentru Gelu Ruscanu, trebuia să iertați, nu? Într-un fel. Nu? Sunt personaje care vin de dumneavoastră, care vă înțeleg. Da, sunt. Revelația de la Lugoj. Ne spuneți că, și le reproșați într-un fel, poate nu zic că reproșați, că în anii 46, deci Cosașul avea atunci... și Mazilu aveau maximum 46, aveau 16 ani. Au crezut în comunism. Cum poate să spună asta Nicolae Breban, care a fost membru Comitetului Central al Partidului Comunist Român? Unor oameni care au demonstrat după 1950 că sunt potrivnici totalitarismului. Eu am fost 2 ani membru Comitetului Central fără să cred în comunism. Am făcut o coaliție cu acel Ceaușescu de la început, care părea că nu că va salva România, comuniștii nu erau capabili de așa ceva, părea că va scoate în sfârșit România din stalinismul administrativ, politic, industrial, militar, etc. etc. Eu n-am crezut niciodată în comunism, nici prietenii mei apropiați, Nicita Stănescu, Matei Cărnescu, noi am făcut un contract cu ei, un contract, și au făcut cu noi un contract. Eu am respectat punctul de vedere al contractului până în 71, când, rupând ei contractul, l-am rupt și eu la Paris. Pentru că un contract trebuie respectat din ambele părți. Și nu puteți înțelege că la 16 ani Mazilu și Cosașu sunt comuniști? Dar nu e o imputare. Ei au crezut în comunism, ei au fost, cum spune, o parcă tineri leniniști. Ei au scris la ziarele de partid, la Scânteia Tineretului, și ei, într-adevăr, au scuza, nu trebuie să fie scuzați cineva care crede, deși aici e un punct sensibil, apropo de ce spunea săptămâna trecută doamna Monica Lovinescu, de vina mai slabă a comuniștilor la Paris, ei au crezut într-o ideologie care nu era la putere, care nu făcea crimele și exacțiunile pe care le făcea Partidul Comunist care se afla. Deci, fiind aici la București, eu am rămas mereu uimit, o spun și în carte, de acei comuniști care continuau să creadă după 50, când deja era evident că comuniștii vor să distrugă suprastructura culturală, vor să distrugă burghezia română, cum au și distrus-o, vor să distrugă țărănimea. Era greu să mai crezi în anii 50 și ceva în comunism, când îl vedeai aplicat cu atâta barbarie și cu atâta reacționarism, folosesc cuvântul reacționarism în sensul ei, în sensul esențial, adică antivaloric. Eu am toată stima pentru acest segment al generației noastre. Eu vorbesc acolo de generația 60, care nu e o generație unitară. O parte a generației noastre, oameni de mare talent, au debutat cu 10 ani înaintea noastră și au debutat în ziarele staliniste. Ei au crezut atunci în Lenin și în Stalin, chiar și la Abiș credea. Puteau să debuteze altundeva? Am ezitat să debutăm și am debutat cu 10 ani mai târziu. Nichita, Dimov, eu, Țepeneac. Dumneavoastră v-ați descoperit mai târziu. Doi nași, Negoițescu, pentru că noi am debutat toți în același timp. Nu, și prietenii mei și cam toți aveam sertare cu literatură. Când Nichita și-a publicat Enghidu, scris în 58, abia în 65, care era o poezie reacționară pentru comuniști, o poezie idealistă. Deci, din acest segment de generație, am spus, s-au salvat în ghilimele, adică au rămas scriitori de mâna întâi, Cosașu, Mazilu, Labiș, bineînțeles, Lucian Raicu, care e la Paris. V-am înțeles. Stancu, știți ce este după opinia dumneavoastră? Un simplu țuțăr al stalinismului. A fost și asta. A fost și asta, încercați să... Dar e și autorul lui Darie. Da, dar înainte asta a fost autorul Molozului, care se cheamă Rădăcinile sunt amare, etc., etc. Da. Deci, Stancu a fost un ambițios și un oportunist și înainte de război, știți foarte bine. Într-o vreme a patojat în presa de scandal. După război,
judecățile mele nu sunt de valoare, sunt judecăți morale și de politice. Și subiective, da, da. Nu? Stancu este un excelent prozator, multă vreme desculț al său a dominat proza română, deși și cu mijloace puțin factice. Azi nu știu dacă îl mai putem trece printre primele 10 romane după război, ar fi interesant un joc de astea, primele 10 romane care rămân, capodopele care rămân. În ultimii ani Stancu a avut abilitatea, onestitatea, curajul să devină un bun administrator al unui scriitor. De exemplu, el m-a ajutat în lupta mea pentru a înființa Cartea Românească. El a fost un bun administrator și lumea păstrează o bună amintire de atunci. Nu există gratitudine în istoria literaturii? Dacă v-a ajutat Stancu, poate nu aruncați asemenea cuvinte. Eu spun ce cred, deși, repet, în primul rând îmi asum judecățile care le spun, aștept să polemizez cu cei care nu sunt de acord sau care... Am auzit că și la Paris și aici se spun că Breban spune minciuni în confesiune, dar n-a venit nimeni să spună unde și de ce. Eu sunt dispus să discut polemică. Noi rămânem mereu în acea polemică subreptice și puțin mahalagescă de a acuza pe celălalt că minte fără să producă dovezi. Domnule Breban, vorbeam de gratitudine. Dumitru Popescu v-a ajutat imens. V-a dat Gazeta Literară, v-a apărat în fața lui Ceaușescu în momentul în care erați să fiți distrus, nu? V-a ajutat, cred că prin ajutorul domnului sale ați căpătat acel pașaport pentru Paris. Nu merita să nu-l colorați în modul în care o faceți în confesiuni? Putem spune invers. Dumitru Popescu mi-a făcut mult rău. Când l-am cunoscut pe Dumitru Popescu, am făcut în scenariul unui film la Trecesul Adolescent, care a plăcut foarte mult, m-a invitat cu Vita Nidis la dânsul în cabinet și mi-a exprimat admirația sa față de film și de față de scenariu, mi-a propus să lucrez la Buftea. Nu m-a interesat acest lucru. Apoi mi-a explicat că a citit Animale bolnave, care a plăcut foarte mult. El venise de la Scânteia, unde făcuse o scânteie mai vie, mai interesantă. Era un om tânăr, inteligent. Era un intelectual, da. După ani de zile de dominația unor... Și ne-am plăcut reciproc, nu l-am văzut niciodată în afara Comitetului Central, n-am fost prieteni intimi. Eu eram surprins că există cineva în conducerea de partid, era secretarul Comitetului Central, deci era printre primii 5 oameni în țară, care gândește cum gândea, pentru că mă închipuiam că toți erau niște semidocți sau niște dușmani ai națiunii, ai culturii. La un moment dat, dânsul mi-a propus să deviu spiritul rector al culturii, eram tinerel, l-am întrebat bine, dar există atâtea personalități, Stancu, etc. Și mi-a spus că au fost toți cinici, au mers cu rușii și mi-a propus să iau România Literară. I-am explicat că eu nu pot, eu eram de niciun an membru de partid, eu sunt fiul de preot unit din Ardeal, care am sfârșit toată tinerețea mea, mereu dat afară din școli, din facultăți, pentru că eram fiul de preot unit, n-am fost niciodată membru al tineretului utemist. Am fost exclus din UTM în 48, când s-a înființat UTM-ul și domnul Iliescu, care pe vremea aceea era secretarul UTC, i-am spus, zic, ce ciudat, organizație care în momentul când se înființează, dă afară pe un tineret elev de la Lugoș. Ei, când i-am spus că sunt fiul de preot lui Dumitru Popescu, a zis, nu e nimic, preoții uniți au luptat pentru Ardealul românesc. Deodată, toate acuzele care mi se dusese ani de zile din partea comuniștilor deveneau argumente pentru știa foarte multe elemente în legătură cu memorandiștii, cu lupta ardelenilor pentru România Mare, etc. Și atunci am aruncat ultimul argument și am spus, dar eu nu sunt marxist, eu nu sunt marxist. La care nu mi-am răspuns nimic, dar am făcut un semn cu mâna că... Înseamnă că nu e interesant. Și am coborât jos atunci la Birt, la Cafeneaua Literară, unde mă așteptau prietenii mei, Matei, Nichita, noi eram un grup foarte strâns, și am spus, să știți că se întâmplă ceva ciudat sus acolo, marxismul nu mai e la ordinea zilei. Mai ales că Dumitru Popescu mi-a spus, dumneavoastră ne acuzați mereu că ne înconjurăm de lichele, de ticăloși, de impostori. Uite, noi vă propunem acum să colaborăm. Și am spus, da, sunt de acord cu prietenii mei, dar în anumite condiții. Dumneavoastră nu vă amestecați în cultură. Și în adevăr, cât am fost eu membru, când am fost eu director la România Literară, dânsul nu s-a amestecat deloc în literatură. În 71, fiind la Paris, când am văzut că Ceaușescu începe dictatura personală și când, în tezele din iulie, se revine la atașamentul de partid, când mi-am dat seama că nu mai e important cum fusese până atunci criteriile profesionale, patriotice, reale, valorice și când din nou criteriul de partid devine, eu m-am sesizat la Paris, din păcate a fost printre puținii care am făcut-o și în țară și am spus, eu am să rup și mi-am dat demisia. Da. Lichele, scrieți la un moment dat, au existat multe lichele, dar
foarte mari scriitori în istoria ultimelor decenii. Da, judecata morală nu merge tână alături cu producția culturală sau științifică. Haideți să oferim un moment muzical. A fost un moment, într-adevăr, live. Păcat că nu s-au auzit indicațiile regizorale ale Madinii Cezar din cauza benzii, dar a fost un moment foarte bun. Spuneți-mi, eu revin la această carte scoasă de Doina Oricariu, v-a făcut un serviciu deosebit, am impresia că nu se mai găsește nicăieri. E mult. E păcat, trebuie trasă încă o dată aceste confesiuni violente, nu? Și Amfitrionul vi le-a scos Doina Oricariu, nu?
Am impresia că el se mai găsește, l-am văzut și în librării, dar această carte... Nici trebuie... ambitor, în anumite regiuni nu se găsește. Dar mă rog. Măcar pentru... Pregătesc Confesiuni Violente, volumul 2, acum. Da, aveți un gazetar eminent. Acum fac un tânăr scriitor și filozof. Da, dialogurile astea sunt semnate de Constantin Iftime, foarte bine făcut, da. Și foarte bun dus, da. Ductul interviului. Nu mi-e frică că tinerii pot fi prea șocați și îndepărtați de literatură dacă aud asemenea judecăți ca cele pe care le-am citat eu despre scriitori? Nu, cred. Tinerii sunt mai tari decât par. De altfel am și alte judecăți care au plăcut foarte mult în lumea liceilor, judecăți de istorie literară, care au iritat pe unii profesori universitari, care nu au înțeles că e spiritul meu în legătură cu anumite, cu anumite personalități mari ale modernității literare românești. Dar astea au plăcut profesorilor și liceilor. Toate părerile mele în legătură cu cele două mari școli ale clasicismului românesc, Junimea și Zburătorul, prieteniile literare, Caragiale, Eminescu, Creangă, etc., etc. Mulți vă acuză de că sunteți prea orgolios. Da. Și prea puțin modest. Da. Și ce frumoasă e formula asta de noastră. Despre, nu mai amintesc despre cine, dar vă întreb eu. N-aveți un ego umflat? Probabil. Aș spune chiar mai mult, am o pulsiune paranoidă. Dacă putem împărți creatorii între schizoizi și paranoizi, deci cu pulsiuni, nu cu boala clinică, probabil că am o încredere prea mare în mine, în forțele mele. Am o părere exagerată despre mine și despre mesajul pe care am să-l aduc, pe care am să-l exprim. Dar am spus-o de atâtea ori, acest lucru mă și obligă enorm, am spus, orgoliul, bineînțeles, este o servitute, în esență. De aceea, această părere bună pe care o aveam din copilărie și care mă zăpăcea și pe mine, că nu avea nicio acoperire. Scrierile mele erau foarte slabe. Eu am început să scriu mai bine, avea pe la 26-28 de ani. Și eram uimit de părerea bună care aveam despre mine, instinctiv, și textele mele foarte slabe în comparație cu textele unor colegi de generație care deja publicau și erau foarte talentați. Vorbesc de prozatorii tineri, de Fănuș Neagu, Sorin Titel, Dere Popescu, etc. Dar s-a ajutat să izbândiți. Asta m-a ajutat, mai ales în partea a doua a carierei mele, când m-am retras din lumea literară și politică și culturală și am stat 20 de ani în mănăstirea aia mea, care avea o formă nelaică, dacă era o recluziune, în care am regăsit marile texte filozofice, marea muzică, cei câțiva prieteni care mi-au fost credincioși atunci, pentru că unii au fugit, atunci m-am prietenit cu Manulescu și cu Ivasiuc. Deci asta m-a ajutat, acest orgoliu de a dori să mă exprim și de a dori să exprim o operă care să mă reprezinte, o operă importantă și cantitativ, nu numai ideatic. Și mai ales de a dori să lupt pentru romanul românesc. Aveți certitudinea că rămâneți în istorie? Nu. Ce gândiți acum despre Nicolae Breban? Că a avut de două ori noroc. O dată că a putut să exprime sub comuniști, să-și publice textele sale, cât a putut ele de curate, și a doua oară că a trăit libertatea azi în România, libertatea civică și națională. Nu toată lumea e de acord cu tot ce ați spus de scriitori. Eu am pornit însă de la cartea asta dumneavoastră, Confesiuni Violente. Ea era îndemâna tuturor, deși tirajul e epuizat. Poate că editura Distil și Doina Oricariu va publica acum o nouă ediție, rămâne absolut necesară. Ați șocat, maestru Breban. La un moment dat mi-ați spus și în carte găsesc sintagma asta care mi-a făcut plăcere. Când vremurile cele grele, după 71, înainte de exil, rezistând timpurilor, v-ați retras în muzică și în literatură. Ce înseamnă retrage asta în muzică? Ați ascultat? M-am retras în muzică și la București și la Paris. M-am apărat cu muzica pentru că situația era infernală, cel puțin pentru mine. În scurtă vreme a devenit și pentru cei din afară, pentru că în 71-72 mulți colegi ai mei au crezut că se pot aranja cu puterea. Eu am știut la început că nu te poți aranja cu puterea, mai ales când puterea înnebunește, cum a nebunit în România. Deci m-am retras în muzică, spre norocul meu, în București, sau erau, se găseau discurile sovietice, excelente ca factură tehnică și interpretativă,
Și așa mi-am făcut o discotecă cu discuri sovietice, rusești în primul rând. Doi ani am făcut, de exemplu, cu clavecinul bine temperat al lui Richter și așa l-am descoperit pe Lazar Berman, de exemplu, și atâtea și atâtea mari nume ale interpretării rusești. Iar la Paris, la fel, mergând la Paris în 80-81, fiind la fel foarte singur, foarte izolat, locuind în unele camere împrumutate de prietenii mei, având, aveam pe jos doar o saltea, o masă pe care scriam și un aparat bun de radio unde le ascultam și înregistram uneori până la 10-15 ore de muzică pe zi. Așa am scris, de exemplu, Drumul la Zid, o carte dificilă pentru mine, și muzica m-a ajutat să susțin această izolare și această singurătate impusă. Da, Clavecinul bine temperat în viziunea lui Richter e un monument al artei interpretative contemporane. Toate sonatele, ani de zile am trăit cu sonatele lui Beethoven, toate 32 sonate cu Gulda, un mare interpret. Și... Da. Dar de ce, o tot spuneți dumneavoastră, mereu intelectuală, e țapul ispășitor al istoriei? Nu sunt singurul care spune, este un mare filozof modern francez, René Girard, care are o teorie întreagă și fantastică despre Le Bouc Emissaire, nu? Victima. Societățile au nevoie de victime sacrificiale și intelectualul a fost totdeauna o victimă ideală. Intelectualul și evreul. Spune, când era mai tânăr, spunea, noi suntem evrei, spuneam, ca să fac pe unii să înțeleagă de ce, cu ce semănăm noi sub comunism și sub dictatură. Spuneam, noi suntem evrei acestui sistem. Niște ființe singulare, dăruite de la naștere, cu o exacerbare de destin și care au poartă pe frunte parcă un sigiliu de victimă. Evreul nu e o etnie, până la urmă. Putem spune că evreul nu e etnie. Este o... Mai un popor, e o țară constituită. Da. Dar în același timp e oricare om care îi face pe ceilalți, repet, pe Sartre, nu? Să nu doarmă, poate. Da. Pentru mine evreu, dacă îmi permiteți, înseamnă două lucruri. Acel popor care a făcut contract cu zeul său, iarăși termenul de contract, și-a creat această uriașă carte, Biblia. Și în al doilea rând, și mai ales, împreună cu Thomas Mann, o spun aici, din Iosif și frații săi, pentru mine evrei sunt Abraham, acel patriarh, păstor, care a descoperit Dumnezeul unic. În acel moment, umanitatea a fost momentul ei culminat. Nu în momentul Shakespeare, nu în momentul Hegel. În momentul Abraham, când acest păstor, la marginea civilizației, să zicem, mediteraniene, a descoperit, a reușit să creeze această, să reducă întreaga fenomenalitate ideatic, fizică, la deosebire de greci, care făcuseră sinteza cea mai strânsă, nu? Grecii aveau 12-14 zei, nu? Care sunt, de fapt, reprezentarea unor fenomene fizice și spirituale, spunem, războiul, etc. E bine, acest Abraham a reușit să facă o sinteză mai puternică, a redus totul la unul și acest unul era gol. Și această capacitate de sinteză fundamentală și de reducție la abstract, numai Parmenide a făcut-o când a zis totul este unul. Iar eu pot să merg mai departe și să-l apăr pe Caiafa, de exemplu, să fac și eu ce face Hegel în Istoria Filozofiei când apără pe Mileto și pe cei care l-au judecat și l-au condamnat pe Socrate. Hegel spune trebuia să fie condamnat pentru că el era un revoluționar al tradiției poporului grec, așa și Iisus a fost într-un fel pe drept condamnat, pentru că când îmi întreabă Caiafa, dumneata, tu spui că ești Dumnezeu, ești Fiul lui Dumnezeu, și el spune da, și în clipa aceea își rupe hainele și spune e o blasfemie, Dumnezeu este unul. Și aici îl înțeleg poporul evreu care n-a vrut să creadă în Mesia încarnat pentru că ei țineau la această dogmă fundamentală a lor de Dumnezeu unul, de monoteism. Și cred că Abraham, cum o spuneam, reprezintă nivelul, culmea cea mai înaltă, geniul pur al umanității, tocmai pentru că a putut să-și închipuie întreaga fenomenologie cosmică și ideatică într-o singură persoană și ea goală. Și dovadă că nu am fost zei, am fost că după aceea am decăzut din nou din monoteismul acesta absolut, din nou un politeism, din nou adevărul a avut un fiu, Dumnezeu fiul, după aceea el a avut o mamă, după aceea a fost sfinț și din nou am căzut azi în politeism. Eu vă cunosc această potrivniceală la antisemitism și care mi se pare uneori unic, așa, în structura generației dumneavoastră.
Pentru că, cum spuneți dumneavoastră într-un loc, deși evreii au însemnat foarte mult pentru dumneavoastră, elev fiind, l-ați descoperit pe Thomas Mann și pe Beethoven printr-un coleg evreu, vorbiți mereu interesant, dar în același timp știți să îndreptați toate acuzele împotriva celor evrei care după război au venit sub standard totalitarist în cultura românească. Da, o spun în confesiuni, e adevărat. De când am citit câteva pagini splendide ale Verei Călin din America, care, spre bucuria mea, văd că ei are simț autocritic și înțelege bine lucrurile. Stalinismul s-a folosit de alogeni, în primul rând, de unguri și de evrei, și eu înțeleg justificarea evreilor care s-au apropiat de armata sovietică și de Partidul Comunist Stalinist de pe vremea aceea ca o reacție la fascismul teribil și brutal de până atunci. Nu înțeleg însă de ce au continuat să creadă, văzând ce se întâmplă sub ochii lor, văzând distrugerea României, a culturii, a țărănimii, etc. Și, în al doilea rând, nu înțeleg de ce, odată cu venirea lui Ceaușescu, în 67, acel Ceaușescu care avea deja câteva puncte de vedere naționaliste, dar și pragmatice, de ce mulți evrei au fugit și, cum spun în confesiuni, l-au criticat pe Ceaușescu că a fost naționalist, nu că a fost comunist. Și nu înțeleg această fidelitate oarbă față de internaționalismul proletar, care de fapt era un dușman fundamental al României și a unității României. Deci aș vrea ca cei evrei superiori, inteligenți, sunt mulți, nu-i numai Vera Călin, să înțeleagă încă o dată că au fost păcăliți, că au fost orbiți, că am fost cu toții mai mult sau mai puțin orbiți, dar așa cum și eu am fost orbit câțiva ani, eu am fost membru de partid 4 ani, 2 ani am fost comandant general și în 71, văzând ce începe, am ieșit. Putem face contract cu puterea, cu condiția să rupem contractul în clipa când puterea își rupe ea însăși contractul. Da, e frumos să discutăm o dată despre antisemitism în raportul ăsta. Poate facem un alt dar ce se grea? Da. Se explică și prin faptul că vin dintr-o zonă cosmopolită, din Ardeal și din Banat, unde, într-adevăr, există o zonă cosmopolită fericită și așa cum trebuie să și arate în viitor Ardealul și toată România, o zonă deschisă spre Europa. Și acolo eu am copilărit și am stat la liceu împreună cu nemți, cu evrei, cu basarabeni, care erau tot români. Și așa m-am exersat în mai multe limbi, în mai multe moduri de a gândi. Și deja eram pregătit pentru Parisul pe care urma să-l descoper mai târziu. Da. Ceea ce este grav, așa, nu spun pentru prima oară aici, că recreu descențele antisemite pe care le poți explica. Și antisemitismul e un filon al istoriei, începe de 5.000 de ani, normal, și a continuat toată istoria și va fi. În țări care există evrei și în care nu există evrei. Vă mai interup o dată. Eu nu cred că în România există antisemitism profund și violent. Antisemitismul românesc a dacă fost... Dacă te iei după anumite ziare, există. Nu, acestea sunt ziare de extremă și, cum vă spuneam adineaua, îmi pare rău că încă extrema de stângă și dreapta are reprezentanți de frunte în Ministerul Culturii. A existat un tip de antisemitism la nivelul limbajului, la nivelul stilistic românesc, dar în anumite scrieri ale unor moldoveni. Dar novela care reprezintă cea mai bine atitudinea poporului român față de evrei este Ițișturul dezertor al marelui Rebreanu, care se arată umanismul profund al românului, al țăranului român. Da, discutăm cu un alt prilej poate pe această temă. Putem foarte furtișor atacați din punctul ăsta de vedere. Nu? Spuneți undeva în carte că tinerii legionari miros a bălegare avem. Putem scuza toată mișcarea legionară interbelică, cred eu, dar un tânăr care ora asta și mereu sunt atacat în presa extremistă, există și o revistă specială, nu? Pentru această teza mea, un tânăr nu are dreptul la ora actuală să fie legionar sau bolșevic. Sunteți de acord, nu? N-are dreptul intelectual înainte de toate. Da. Problema e complicată, domnul Seava. În primul rând, tineretul e atras de extreme. 1. 2. Ci de limbajul extrem. 2. Cum o spuneam de erotism în literatură, așa tineretul e atras de ceea ce a fost interzis până acum în politică, de extrema dreaptă. 3. Tema națională e o temă foarte, foarte prezentă și foarte, foarte, foarte acută, nu numai în România, în toate țările din Est. Încă o dată spun, noi trebuie să fim foarte atenți la evoluția în care suntem prinși, în evoluția zonei în care suntem prinși. Zona în care suntem prinși, în care a fost 40 de ani prinși, mergând spre Moscova, acum suntem prinși în această zonă la modul benefic, mergând spre apus. Deci să nu ne facem prea mari griji că s-ar putea instala o dictatură aici, deși trebuie să fim foarte atenți și să veghem asupra
respectării mecanismului democrației în România și a alegerilor, dar eu cred că vom împărtăși încă o dată soarta acestor țări din Est. În toate țările din Est există aceste sirene ale extremei drepte, există și în țări ca Franța, Germania, chiar în Germania, nu ați văzut ce s-a întâmplat. Pe față de tineri trebuie să înțelegem acest lucru, că sunt atrași de limbajul de dreapta, de extremă dreaptă. Trebuie să le înțelegem teribilismul necesar. Toți am fost tineri, eu sper că mai sunt și astăzi și sunt capabili de teribilism și de iconoclastie. Însă trebuie să le explicăm puțin tinerilor ce au fost legionarii, mai ales când pe de-o parte tinerii constată că în mișcarea legionară literară, culturală, au fost amestecate nume care au devenit iluse după aceea, nu? Eliade, Cioran, nu? Blaga, mai puțin. Și astăzi unele sirene par să anunțe salvarea României prin ideea națională extremă. Aici aș putea vorbi despre un tip de nerăbdare politică care a dus în anii 30 la catastrofe, la asasinate politice, și atunci unii tineri voiau să grăbească procesul unei Românii, cum spuneau ei, ca soarele pe cer, uitând că România se află pe un sol balcanic, uitând că se află la fruntarele unor imperii care s-au lăsat trei imperii și au lăsat amprentele pe cele trei provincii ale noastre, uitând că provinciile acestea închegate într-o Românie în sfârșit unitară și puternică, încă se văd uneori cusăturile, mai ales în zona morală, și eu, venind la București acum 40 de ani, pot să spun că le văd încă și astăzi aceste cusături, deși mă simt perfect și integru român. Deci, trebuie să explicăm acestor tineri care vor schimbarea și vor absolutul, că ei pot cădea dintr-o utopie de un tip de stânga, pot cădea într-o utopie de dreapta. Nerăbdările sunt bune în cultură, în creație, deși poate nici acolo, în roman, în orice caz nu sunt bune. În politică ele pot duce la catastrofe, pot duce la mari dezastre. Și mai vreau să spun ceva. Unii tineri care vor foarte rapid schimbarea, și aceste schimbări în esență trebuie să se producă, însă în la mod organic și integrat, acestor tineri pot să le spun că ei uneori vor lupta pentru niște poziții politice și sociale, dar vor fi rapid debarcați de acei vânători de ciolan, de cei interesați care și astăzi se ascund sub masca idealismului și a democrației rapide și cu orice preț. Da. E frumos să vorbiți acum despre tine, îndrumători spirituali, cei sub generația dumneavoastră, eseiștii mari ai epocii. Cu Gabriel Liceanu și cu Andrei Pleșu am fost prieteni înainte de 89. Cu Gabriel Liceanu m-am împrietenit în Germania, la Heidelberg, apoi ne-am văzut la Paris, apoi l-am vizitat pe el la Heidelberg, apoi el m-a rugat atunci să-l caut pe Andrei Pleșu, care era atunci interzis de semnătură pentru că fusese micul la scandal cu meditația transcendentală. Atunci l-a invitat pe Pleșu la noi și m-a încântat o seară întreagă, o noapte întreagă, prin spiritul său relaxat și înalt. Eu am fost cucerit de amândoi, m-au impresionat cărțile lor, în primul dar lui Liceanu, am fost foarte bun prieten, Gabriel Liceanu, și mai ales am fost emoționat de faptul că ei se găseau amândoi într-o zonă adversă, într-o zonă în care se simțeau foarte prost, zona asta filozofiei de partid, realist-socialistă, cu tot felul de falși filozofi, foarte agresivi, și mai ales după moartea lui Noica, i-am văzut singuri și puțin derutați și am chemat lume la mine, prietenii mei, pe Doinaș, pe Manulescu, și am spus, uite, acești doi tineri sunt extrem de bine pregătiți, sunt își pun mari probleme, să-i luăm în mijlocul nostru, să-i ajutăm, mai ales că Liceanu spune și în carte, la cartea lui Jurnalul la Păltiniș, unii critici importanți români au fost indiferenți sau chiar negativ, precum Eugen Simion. De altfel, ultimul meu articol publicat în dictatură, fiind de la Paris, în Viața Românească, am publicat un amplu studiu Tinerii Corifei, care ia apărarea lui Liceanu, un studiu pentru care am fost aspru certat de unii prieteni mei din America, Matei Cărnescu, Negoițescu de la München, m-au certat de ce îi sprijin pe acești doi tineri orgolioși, mi s-a spus, și am explicat și vă spuneam adineori că sunt oameni extrem de interesanți și că noi trebuie să ne unim, scriitorii cu
filozofii, cu eseiștii, pentru a crea o minimă bază de rezistență în fața tăvălugului dictatorial. Dar altfel... Matei Călinescu și toți cei evocați în asta nu sunt orgolioși? Cunoașteți tineri intelectuali neorgolioși? Pe mine, eu acest atribut nu-l folosesc niciodată. Eu, din potrivă, mă suspectez pe cei de excesivă modestie care intră în zona creației, pentru că creația are nevoie de această, cum ați spus dumneavoastră, de un ego puțin umflat, de această supra-siguranță de sine, altfel nu rezistă, mai ales în prima perioadă, cea socială, socială, și mai ales un tânăr creator, și un creator are nevoie de un tip de aroganță, în ghilimele, ca să poată crea pe fundalul unei creații milenare a umanității. Adică ca să mai descrii creanga care se mișcă în fața lunii după ce despre ea au vorbit toți poeții greci, poeții persani, poeții renașterii, să mai vii, să mai adaugi tu o metaforă despre lună, despre femeie, despre buclă, despre inimă, despre lac, despre mare, despre raza de lună, toate marile clișești, marile locuri comune ale poeziei, trebuie să ai un tip de, să zicem, de aroganță, de inconștiență umană, care însă, bineînțeles, trebuie dublată de bază tehnică, de cultură enormă, de călătorii, de confruntări critice, etc., etc. Dar cum vă explicați că această falangă de critici pe care ați amintit, nu? E într-un fel etufată, nu mai are puterea dinainte. Activitatea critică în publicistica noastră nu are înălțimile timpului dumneavoastră, de pildă. Ar trebui să mai fac o dată ce au făcut la începutul anului 60. Dar nu mai există, unii nu mai sunt, au murit sau au fugit, au plecat, nu au fugit, nu, au plecat în America. Dar sunt tineri cu idei excelente? Sunt, dar a început să dispară pentru moment, sunt convins pentru moment, interesul pentru literatură, interesul major. Până în 89 era un interes vital, major. De altfel, atunci s-a topit interesul pentru supraviețuire națională cu interesul pentru literatură și cultură. România a supraviețuit prin câteva reviste literare, prin câteva spectacole de teatru, prin câteva festivaluri naționale, în locurile unde puteam să ne adunăm în fric și lipiți unul de altul și mereu bănuind pe câte un neofit care se amesteca printre noi sau care tăia din, pe numele lui Paleologu sau Pleșu sau Liceanul, tăia din anumite locuri unde trebuiau să se întâlnească el în Maramure sau la Arad sau la Bistrița, nu? Ei, atunci s-a topit cultura cu națiunea. E un moment de disociere acum. Eu cred că nu va dura mult, pentru că rostul, singura șansă a supraviețuirii, a păstării acestei națiuni, a supraviețuirii ei în limite înalte, este cultura, luciditatea culturii. De aceea atât de important Eminescu și Blaga. Nu? Deci critica lipsește acum. Eu cred că se vede că nu e o criză a culturii, cum strigau unele spirite false alarmiste. Au apărut mii și apar mii și mii de titluri, apar zeci de reviste literare, ce arată cu întârziere spaima de care era cuprinsă națiunea română când se cheltuia în reviste literare sub Ceaușescu. S-a simțit atunci că prin astea putem supraviețui, prin aceste întâlniri în literă și întâlniri umane. Ele continuă. Noi avem reviste literare foarte multe pe care nu le mai citește nimeni sau foarte puțin, dar eu sunt pentru ca ele să continue. Pare rău că Ministerul Culturii le tratează cu atâta indiferență. Deci critica este în criză, adevărat, critica e în criză. Eu sper ca tinerii să creeze înșiși o școală de critică, pentru că bătrânii sunt risipiți sau morți. Eu, dacă aș avea bani, nu am bani, la revista contemporană pe care adeseori scârbit, dar aș fi vrut să o părăsesc din cauza șicanilor care mi se fac și a salariilor penibile și a faptului că nu se plătește deloc colaborare sau o dată la un an. Dacă aș avea bani, aș avea un sponsor serios, aș face o revistă de direcție culturală. Cred că la ora asta încă o dată este potrivită, necesară, o direcție în cultura, nu zic în națiunea română, în cultura română. Deși aș fi tentat și de un club. Și luni mă voi întâlni cu niște domni care interesează modernizarea României și poate am să le propun instituirea unui club de reflexie și de arbitraj social-cultural în care să fie posibile mese rotunde între oameni de opinii diferite. Pentru că, încă o dată, mă revin la prietenul meu, Gabriel Liceanu, tot ce a spus el mi-a plăcut, a fost foarte bine. Un singur lucru nu mi-a plăcut, expresia feței, puțin prea asper, prea întunecată. Eu îndemn pe prietenii mei și pe ascultătorii noștri și pe tinerii scriitori și pe tineri oameni de știință și pe tinerii politicieni, îndemn să regăsim zâmbetul, să discutăm despre problemele cele mai grave, în mod relaxat,
în mod calm, cu respectul persoanei. Ceea ce ne-a răpit nouă comunismul și mai ales dictatura a fost demnitatea persoanei. Să o regăsim, numai în acest fel regăsim demnitatea persoană, demnitatea polemicii, înălțimea ei, imaginea României se va ameliora. Nu e utopică ideea dumneavoastră că putem reduce la un numitor comun aceste fețe aspre, peste tot întâlnim. Deci eu nu vreau să reducem părerile la un numitor comun. E bine să existe opoziție, e bine să existe nuanțe în opoziție, e bine să existe nuanțe și în putere. Eu sper că și puterea se va nuanța tot mai mult. Dar să discutăm despre aceste lucruri într-un loc, într-un, două, trei, să existe locuri neutre, cum sunt cluburile englezești sau cafenelele literare franceze, în care să discutăm, să ne putem privi în ochi, fără să ne facem reproșuri, fără să ne bănuim de nu știu ce, fără suspiciune, fără ură, să nu intre ura politică, ura de grup, ura de haită în lumea noastră a creației culturale, științifice, chiar și politice. A intrat, domnule Breman, o mai putem scoate? O putem scoate cu câteva exemple, prin exemplu personal, în primul rând, nu prin retorică, prin exemplu personal, și prin revenirea la vocația noastră fundamentală. Asta nu înseamnă că eu spun să stăm cu spatele la politică și la mersul României, care e dramatic, însă eu cred pozitiv. Eu cred în România nu de mâine, de mâine dimineață. România va fi din nou bine, vom face încă o dată un salt, cum am făcut între cele două războaie, dacă nu se întâmplă mari nenorociri. Și am spus domnului Iliescu acum 3 săptămâni, într-o seară, prejuită de Fundația Buzura, i-am spus că m-am temut după 92 nenorociri. Pentru că în politică trebuie să ai o judecată negativă. M-am temut de foamete și de război civil. Foametea, cred că a dispărut, deși multă, multă lume, eu știu, foarte mulți pensionari, foarte mulți salariați trăiesc sub nivelul de sărăcie, dar foametea ca catastrofă, mă scuzați, a dispărut, pentru că asemenea catastrofe sunt după aceea speculate, dumneavoastră știți foarte bine, de aventurieri politici, de cei care stau în extrema stângă și dreapta ca coioții și așteaptă să se arunce pe pradă, pentru că mai mult de majoritatea din oamenii politici ai noștri nu sunt animați de bună, de bună credință, ci de viziunea ciolanului. Și, al doilea rând, războiul civil. Războiul civil nu s-a întâmplat până astăzi. Este un merit indiscutabil al președintelui. Acela că s-a putut păstra integritatea teritorială, când vedem că în jur două țări ieșite ca noi din pactul la Trianon, Iugoslavia și Ceoslovacia, s-au spart. Una s-a spart într-un război îngrozitor. Deci, să fim fericiți că România este o țară integră, putem lua totul de la început, deși nu e adevărat, nu luăm de la început. Continuăm ceea ce a fost bun înainte de război. Să nu uităm, să nu idilizăm nici perioada înainte de război, când existau, ca astăzi, panamale, corupții, că România a fost zidită cu fața spre Occident, dar pe un sol balcanic și oriental, în sensul negativ oriental. Deci, dacă nu au avut loc aceste două catastrofe, deși războiul civil sau tulburările civice încă pot veni, să fim atenți, să veghem la asta, să veghem ca descentralizarea să facă mai rapid, etc., etc., dar eu cred în România de mâine dimineață... Privatizarea să facă mai rapid. Da, privatizarea. Însă acolo sunt condiții și economice, trebuie să vină capital străin, etc., etc. Eu sunt mai puțin pentru mijloace de sus. Asta este iarăși o sechelă comunistă, să luăm totul de sus sau dictatorială, pentru că unii amici de-ai mei și din străinătate vor o dictatură neapărat ca să rezolve repede, repede problema. Aici vorbiați de ce vă spuneam eu, de nerăbdarea politică. În politică, nerăbdarea poate duce la catastrofe. Poate duce la crime, la catastrofe. Și în orice caz, eu refuz orice tip de dictatură. Nu o dictatură ne va rezolva nouă problema, deși în mintea unor apare o soluție mai facilă. Noi am trăit în dictatură 45 de ani, mai mult 50 ceva din 38 la dictatura regală. Poporul acesta are dreptul la democrație, are dreptul să învețe democrația în mecanismul democrației. Și de altfel o dictatură, de o dictatură nu ne poate salva nimeni niciodată, pentru că da. Cunoașteți oameni care gândesc ca dumneavoastră? Sunt convins că mulți gândesc ca mine și eu mă rezem puțin și pe publicul meu din 65 de când am apărut și când, spre surpriza mea, romanul meu Francesca, care credeam că e o carte elizibilă, s-a vândut imediat. De atunci am un public foarte credincios, care m-a citit în ciuda atacurilor din presă, în ciuda faptului că am fost scos din biblioteci, topit, etc., în ciuda calomniilor care s-au spus pe socoteala mea, pentru că în 72, când m-am întors, partidul și securitatea a fost așa de supifiată, încât au aruncat zvonuri grosolane pe piață, că sunt colonel de securitate, că sunt securist, etc., etc. Spre uimirea mea, unii colegi ai mei au preluat cu bucurie aceste zvonuri, unii le perpetrează până astăzi,
Pentru că era mult mai comod să crezi nu știu ce despre Breban decât să te aliezi lui, poziție lui, care era atunci foarte tranșantă, într-un moment foarte dificil. Ce fac dacă mâine primesc o scrisoare și mă întreabă un om simplu, așa? Domnul Breban, ăsta e cu opoziția sau cu puterea? Vedeți, un mod schematic, maniheist de a gândi. Eu am învățat de la marele meu meșter, Dostoievski, Fyodor Mihailovici. Eu am avut doi meșteri și o să vă rog să-mi dați câteva minute mai încolo să vorbesc despre Friedrich Nietzsche, pe care l-am lansat încă în anii 60, în anii 50, eu citeam prietenilor mei din Nietzsche, din Noul Testament, din Rilke. Deci, de la maestrul meu Dostoievski am învățat o lecție fundamentală în roman, în tipologia romanului. Acest mare creator de lumi și de oameni a desfințat o dată pentru totdeauna în roman binele și răul în tipologie. De la Dostoievski încoace nu mai există personaje bune și negative. Sigur că există mulți scriitori încă care scriu de parcă Dostoievski n-ar fi apărut. Cea mai mare evoluție după Shakespeare, după părerea mea, este Dostoievski în literatură. Eu sunt incapabil să fac un personaj negativ sau pozitiv. Sunt incapabil. Adevărul stă în altă parte, nu în această falangă dublă morală. De altfel, aici sunt în siajul maestrului meu Nietzsche, care e împotriva injuncțiunii morale în zonele specifice de creație. Așa nu pot judeca nici în viața civilă, privată, negativ, pozitiv, dreapta, stânga, sus, jos. Sunt un om extrem de viu, cred că sunt extrem de viu, încerc să mă păstrez viu și să constat, să trăiesc și să constat ce se întâmplă. M-am întors imediat în 89, deși n-am decât de pierdut venind în România, pentru că a trebuit să mă ocup de apariția cărților mele la Paris și de cultivarea criticilor și a revistelor care comentează aceste cărți. Am venit în România bucuros de libertatea României, de căderea comunismului, de faptul că România intră în democrație, am bănuit cu dramatism, cu convulsii. Convulsiile au fost mai puține decât credeam, au fost cele câteva, le știți foarte bine. Dreapta și stânga nici nu există în România. Nici nu există în România. Ca să vedeți cât de false sunt aceste aripi, gândiți-vă că extrema dreaptă politică, nu vreau să spun nume, acum știți revistele, vine dintr-o stânga lui Ceaușescu. Deci o falsă extremă dreaptă, așa cum stânga lui Ceaușescu era falsă. Toate aceste concepte sunt false. Toate aceste concepte sunt false și de altfel întreaga zonă politică românească este încă o zonă nestructurată foarte bine. De-aia mă miră că unii dintre colegii mei au intrat în politică, fiind mai puțin prudenți decât mine. Zonele în cultură, în politică, în cultură se vor reface foarte rapid. În politică vor trebui câțiva ani, mai rapid decât în alte țări, pentru că românul are o inteligență nativă și instinctivă. E făcut să fie politician, jurnalist, etc., etc. Dar încă câțiva ani zonele vor fi nestructurate în politică, de aceea e fals să vorbească și de programe. Pentru că la ora asta politicienii au un singur program, ori să păstreze puterea, ori să ajungă la putere. Iar cât privește formațiile politice, afară de moștenirea celor două mari partide, brătienii și țărăniștii, nu văd nicio altă configurație posibilă. Sunt puțin trist că acest mare partid al lui Brătianu, care împreună cu regii Hohenzollern, cu Ferdinand și cu Carlo a făcut România modernă, că acest mare partid e încă spart și nu-și găsește un lider pe măsură. Așa? În rest, în politică, eu sunt atent doar la mecanismul democrației fundamentale. Sunt bucuros încă o dată și trebuie să ne aducem tot timpul în conștiință faptul că posedăm deja, ne bucurăm de niște libertăți fundamentale pe care poate nu le știm încă folosi bine și nu ne-am organizat pentru a le folosi bine. Pentru că cuvântul magic aici, cuvântul de tip germanic, occidental, este organizare. Libertatea este o formă goală. Deci avem libertatea de întrunire, libertatea de expresie, libertatea de călătorie. Avem o constituție care este extrem de democrată, adică e democrată în esența ei. Deci nu avem decât să folosim bine aceste libertăți. Avem libertatea de expresie jurnalistică, de exemplu, care e una dintre forțele, trebuie să fie una din forțele în stat. Forțele, o spuneam la o emisiune cu dumneavoastră, forțele care dublează toate instituțiile unei țări. Dublează Parlamentul, Justiția și fac cu adevărat reale ceea ce cerea Monica Lăvinescu, separarea puterilor unui stat. Separarea puterilor unui stat se poate face în primul rând prin această arbitru al jurnalisticii, dar
Dar noi trebuie să încercăm să organizăm o jurnalistică de înalt nivel. Adică o jurnalistică ca cea germană, franceză, americană, în care se evacuează de pe prima pagină și a treia faptul delictele și faptul divers și se structurează o tribună, o opinie publice critice și autocritice. Vorbeați despre revenirea noastră la un moment dat, amintind rezervele tatălui dumneavoastră care a fost chemat în America în 46 și vorbind și despre revenirea noastră din 89, spuneți patriotism tembel de care am suferit. Da, și Eugen Enescu m-a întrebat toată, de ce nu rămâi dumneavoastră la Paris, ești talentat, ești încă tânăr, de ce nu rămâi aici? Și răspunsul meu a fost atunci, acum dau un răspuns mai complet, atunci am spus nu știu de ce nu rămân aici. Iubesc, admir enorm Occidentul, universitățile occidentale, cultura mare occidentală. M-am format în cultura germană. Nu știu de ce mă întorc. Această întrebare și-o puneau și șefii comunici care îmi dădeau mereu viza sperând că eu să fug. N-am fugit, m-am întors. E adevărat că aveam un exemplu în tatăl meu, care la fel în 40, când toată administrația și armata română s-a evacuat, în pactul ăla rușinos, dictatul de la Viena, când din păcate armata română n-a luptat și din păcate Maniu n-a luat o hotărâre clară atunci de împotrivire, ar fi trebuit, cred eu, să o facă, indiferent ce rezultate ar fi avut împotrivire, ar fi trebuit ca armata română să nu permită armatei maghiare să intre în nordul Ardealului. Tatăl meu n-a plecat. Hitler stătea în spatele armatei maghiare. Nu contează. Trebuie să luptăm pentru teritoriul nostru, niciodată pentru alte teritorii. De aceea condamn aventura lui Antonescu peste Nistru, până la Nistru, da. Dar spun și o spun pe acest mare om Maniu, toți brebanii au fost țărăniști. Greșeala lui atunci a fost în 40, la parcă un congres de la Sibiu, când tot tineretul și tot Ardealul aștepta și toată armata română la noi în sat, unde tatăl meu era preot lângă Baia Mare, au stat un batalion de soldați și soldații și ofițerii au plecat plângând. Tatăl meu a refuzat să se exileze și a peste câteva luni, predicând în biserică pentru națiunea română, pentru steagul românesc, a fost închis de unguri. Deci, probabil și eu fac la fel ca tatăl meu și e adevărat că dacă până la 20 de ani, la 18 ani, aș fi putut fugi, aș fi putut pleca, poate aș fi plecat. Dar îi spuneam de curând mamei mele, Dumnezeu soție, că apropo de 46, când tatăl meu era chemat de un amic al său, tot preot, unit la Detroit, unde e o comunitate română unită de țărani, și unde avea un post, și mă spuneam mamei, cum ar fi fost această variantă de destin, ca eu să fi făcut școala americană, să fi fost scriitor american, și spunea mamei mele că nu regret, deși poate aș fi fost scriitor unei culturi enorme, nu regret, pentru că în felul acesta, rămânând sub comuniști, trăind tot comunismul, trăind toate spaimele enorme și umilințele și al unui întreg popor și ale mele, am ajuns la fundul puterii mele de creație. Și poate tratam în America aceleași teme pe care le-am tratat în România, dar nu cu atâta profunzime și atâta curățenie. Un scriitor, mai ales eu, în primul rând eu, este un obiect care are nevoie de acele catarzisuri, de acele curățiri. În orice caz, eu sunt convins că am avut nevoie și că un Dumnezeu dur, dar iubitor de mine, m-a lăsat aici, într-o zonă grea, dificilă, istorică și națională și în felul acesta m-am putut să-mi exprim cu mare curățenie temele mele. Toate temele, nu este o ierarhie a temelor, toate temele pot fi importante, cu condiția ca paradigma lor, condiția ca expresia lor să fie dusă până la capăt. Scriitor mare este cel care își epuizează o temă importantă. De ce fiul rătăcitor și nu Iov este parabola supremă din Biblie care vă place? Fiul rătăcitor pentru că tatăl meu când lua un par de vin, era un băutor de vin și plăcea să petreacă și să cânte la un par de vin, de aceea eu beau vin și nu beau niciodată vodcă, nu este un băutor de vin. Tatăl meu când se sentimentaliza puțin spunea mereu, un tată a avut doi feciori și revenea mereu la pilda aceasta a tatălui care a avut un fecior conformist, un fecior stabil și celălalt care a fugit. Și cel dramatic, cel interesant, cel care a fugit, bineînțeles. El se întoarce înapoi cu experiența lumii, cu experiența proprie sale umilințe și cu experiența proprie sale victorii de sine.
Alina Cerar, ce mai aveți pentru noi? Aș vrea un moment de 4-5 minute acum și unul final, poate mai larg. Ce aveți acum? Spuneți că... Avem, o să vedeți. Nu o să vedem, să surprindem. Ce aveți? Să vă surprindem. Bun, dar cât durează? Să terminăm cu domnișoara Bach. Bun, dar înainte de domnișoara Bach, acum... Mai avem un moment cel. Cu ce? O să vedeți. Cât durează? 5 minute. Bine. Llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Thank you.
chineses, el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada una con su balde y su cara de aflicción. Y arriba quemando el Mulțumesc, Adina Cezar, mai pregătiți un moment final. Da. Interesantă evoluția asta în viu, așa stăm aici și vedem artă, făcându-ți sub ochii noștri, nu? Splendide costume. Da. Splendide fete, înainte de tot. Eu urmăresc pe Adina Cezar de câțiva ani, sunt fidel spectacolului ei și sunt bucuros că uneori așa, în vârf picioarelor, în cazul acesta, e potrivită expresia Arta Mare Renaște în România. Da. Aveți și spectatori în direct, nu? Maestru Eman, spuneți-mi un cuvânt despre contemporanul. Vă atacă mulți că ați distrus această veche, cea mai veche revistă a noastră de cultură, într-un fel. Da, da, sigur. Eu nu duc lipsă de denigratori și... Țineți minte că sub Ceaușescu ultimii ani devinse ofițuică ordinară. Acum am vrut să fac o revistă contra curentului, pentru că toate reviste, majoritatea revistelor literare, cum le excepții, Viața Românească, Apostrof, Euforion, câteva reviste, foarte multe au mers în sensul jurnalismului, în sensul magazinului cultural. Eu abhor această formulă și la România Literară n-am făcut magazin niciodată, nici jurnalistică. Prefer direcția cealaltă a unei eseistici înghețate. De exemplu, am o rubrică, în afară de rubrica dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc încă o dată, am o rubrică a lui Constant Dache, care e profesor de filozofie la Politehnică, care de 6 ani face o antologie a filozofiei clasice și moderne, pentru care a trebuit mulți profesori și studenți și elevi din țară să-i mulțumesc. Dar cine are nevoie de ideea europeană la ora actuală? Asta trebuie să vă gândiți. Eu n-am să renunț la ideea europeană niciodată. M-am format, ca și dumneavoastră, în spiritul ei. Bach înseamnă ideea europeană, Beethoven înseamnă ideea europeană, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Cioran înseamnă ideea europeană, Eminescu înseamnă ideea europeană. Deci, eu m-am adăugat... Și pot avea cititori la ora actuală? Eu am încredere în cititorii mei, chiar și în cititorii revistei Contemporan sau revistei Viața Românească sau revistei România Literară, revistele bune. Sigur că
nu mai avem cititori de altă dată și e bine că nu mai avem. Eu am spus într-un interviu că prefer cititori, cei 1000 de cititori de astăzi, efectiv, celor 30.000 pe care aveam la România Literară. Acesta e un semn al libertății, e un semn al puterii televiziunii și puterea asta există și e bine că ea există, pentru că este unul din semnele modernității astăzi, forța televiziunii. Noi putem doar să luptăm ca împreună dumneavoastră și noi în presa scrisă, dumneavoastră în presa vorbită, să luptăm împreună pentru mai marea glorie a culturii și spiritului românesc și a tradiției românești. Un an de zile niciun colaborator n-a primit niciun ban și a rămas în jurul dumneavoastră. Sunt mândru. Asta e un seismograf al timpului nostru. Da, sunt mândru și sunt și mândru că cele câteva luni pe care le petrec la Paris, echipa mea îmi rămâne solidară și, deși de fiecare dată când iarna plec la Paris câteva luni, cineva avea un tembel din conducerea ministerului, se gândește să-mi găsească un locuitor, de parcă ar fi așa o mare brânză, să conduce această revistă. Colaborările sunt penibil, mizerabil, disprețuitor plătite, dar, repet, dacă aș avea un minim fond, aș face o revistă de direcție națională, pentru că, într-adevăr, cultura și întreaga națiune, pentru că cultura la noi răzbate în toate compartimentele suprastructurii și naționale, are nevoie nu de un dirigism, are nevoie de un spirit sau de câteva spirite care să clarifice puțin lucrurile și să, ce spuneam adineori, să îmblânzească puțin lucrurile, să ne aducă în zona, în zodia civilității și a bunei înțelegeri, chiar dacă nu avem aceleași opinii. Pentru că ați vorbit de presa scrisă și presa vorbită, ce ați face dacă ați avea o televiziune? Nu televiziunea mă atrage în primul rând. M-ar atrage în primul rând, cum vă spuneam, un centru de arbitraj cultural și politic. Împreună cu Octavian Paler am și discutat acest lucru. Deși, ca și în acest caz, avem păreri total diferite, dar ne înțelegem foarte bine. El vede lucrurile în negru, eu le văd în alb. Nu? Cum vă spuneam, și aceste spirite pot face arbitraje? Pot face un loc, un sediu, chiar și modest, pe vârful picioarelor, cum o spuneam adineori. Nietzsche spunea că ideile mari vin pe vârful picioarelor, fără zgomot. Un sediu modest în care să ne putem întâlni câțiva oameni din diverse domenii interdisciplinare și chiar și din zona politică, cei care acceptă un dialog calm și care au un mit nivel de limbaj și de a gândi, așa. Mi-e oroare de tot acest an electoral în care din nou se dezlănțuie patimile și suburbanism și ceea ce ar face pe unii tineri ca domnul Patapievici, pe care îl stimez, să creadă că românii sunt o țară de țoape și de ticăloși. E fals, e fals. Noi trebuie să creăm totuși cadrele în care aceste instincte joase, care nici nu sunt sincere de multe ori, adeseori sunt prefăcute, pentru că mulți dintre aceste țoape și ticăloși mimează țopine și ticăloșia ca să pară autentici, ca să pară justițiari ai dreptății și ai democrației. Deci să găsim câteva locuri, și acum vreo 2 ani o făceam într-o emisiune, vorbeam despre elitele care pot salva rapid România din ruine, elitele în primul rând, am spus elitele în toate domeniile, economic, politic, cultural, științific, așa, politic, iar. Un loc unde să putem să ne întâlnim, să discutăm, să bem un par de vin bun și să vedem cu calm ce se întâmplă în România, să ne contemplăm cu calm trecutul, este un lucru de care avem nevoie, pentru că și aici, în contemplarea trecutului, în analiza trecutului, apare patima, apare suspiciunea, prefăcută și reală. Apar o serie de spirite mici, medii și mijlocii care până în 89 au stat tupilate prin colțuri și că mă se arată mari, mari cavaleri ai luptelor de cafenea și care vor să ne învețe pe noi, pe mine și pe Buzura, de exemplu, și pe alții care am rezistat și am riscat sub dictatură și am renunțat la foarte multe lucruri. Noi nu vrem să luăm locul lor. Îi invităm să-și ocupe locurile pe care le merită, da? Pe care le merită și pe care pot să le reprezintă. Arbitraj, domnule Breban, dar de ce ați semnat scrisoarea celor 21? Scrisoarea către Eliceanu. Da. Am semnat-o pentru că sunt prieten cu Țepeneac. Nu am fost de acord cu formula ei, de altfel am aflat-o în ziar, că Țepeneac nu mi-a spus-o la telefon. M-a rugat să semnez o scrisoare alături de el și de încă câțiva scriitori, pentru ca Liceanu să permită lui Serge Foșlou să scoate la Paris pe Blaga. Așa cum am semnat înainte de 89, cum vă spuneam, pentru Liceanu, pentru Pleșu și pentru alți năpăstuiți ai vremii.
Din prietenie. Eu am cultul prieteniei și dacă un prieten al meu îmi cere să fac, eu fac tot ce îmi cere prietenul meu. Și unde adevărul? Adevărul înseamnă prietenie. Da. Îmi tăiați-vă suflarea. Și mai vreau să spun ceva. Țepeneac sunt un levoci care îl atacă foarte ordinar pe Țepeneac. În adevăr, a fost foarte brutal atacat. Și în alte părți. Țepeneac este un scriitor de prima linie în România. Este un om care timp de 30 de ani a luptat contra sistemului comunist, contra poliției comuniste. De Țepeneac i-a fost frică în primul rând sistemului, dovadă că nu lui Breban, nu lui Goma, nu lui Virgil Tănase, nu lui Dorin Tudoran i s-a luat cetățenia română, lui Țepeneac. De el le-a fost teamă, în primul rând, lui au luat cetățenia ca să nu se întoarcă în România. Și Țepeneac a fost, eu am stat de zeci, de sute de ori, a fost organizatorul atâtor rezistențe deschise, directe. El a organizat chiar și rezistența lui Goma și i-a ținut spatele la Paris. Fără spatele lui Țepeneac la Paris, Goma nu exista. Goma era, pățea ce a pățit și Tudoran și alți dizidenți care au fost expulzați din România și s-au pierdut în Occident. Țepeneac trebuie respectat în România dacă vrem să ne respectăm valorile și pe oamenii care au rezistat comunismului. Și îi îndemn și chiar pe cei tineri care nu-l mai acceptă, pentru că e foarte trist că o parte din linia onirică textualistă nu-l acceptă ca model. El a fost un model de și un titlu surrealist și onirist și chiar dacă o vreme a fost interzis în România, el putea fi citit la biblioteca străină, etc. etc. Domnule Reban, mai vedem cum cântă balerinii. Dar aș vrea 5 minute să discutăm despre Nietzsche. Ați făcut imens pentru Nietzsche în țara asta. A fost un început. A fost un început. După 90. Am făcut și înainte. Deja la a doua carte, în 66, am pus un motto din Nietzsche. O frază care și azi pentru mine rămâne fundamentală. Hat man Charakter, so hat man auch sein typisches Erlebnis, das immer wieder kommt. Cine are caracter, are în viață o trăire tip care vine mereu. Una dintre puținele fraze din modernitate care explică ideea de destin. Una din ideile fundamentale a lui Nietzsche a fost acest amor fati și în asta eu sunt neamț, ca și Eminescu, și el era preocupat de metați de apropiere, respectând proporțiile, bineînțeles. Dacă vreți, noi ardeleni suntem ca și cei de influență austriacă, suntem preocupați de ideea de destin. Nietzsche... Deci din 66, după aceea l-am pus în 73, în Îngerul de Gips, am vorbit de el în cărțile mele, în Buna Vestire. Critica nu prea băgat în seamă, s-au zeflemisit această înclinare a mea spre Nietzsche. Chiar prietenul meu, Matei Cronescu, în anii 50, când citeam din Nietzsche în original, mă persifla, ca să-mi spun acum câțiva ani că la ora asta Nietzsche are asemenea amploare în America, că nu apare o carte serioasă fără un capitol în Nietzsche. Da. De altfel, eu cred că spiritul Nietzsche este în creștere, cred că secolul 21 va sta sub protecția sa, va fi un spirit îmbibat de nietzscheanism. Și pentru ca să explic mai bine ce cred eu că este Nietzsche, să interpretez unele din marile sale teme, pentru care câteva mari teme, din care unele sunt foarte greu de înțeles sau greșit înțelese, este tema veșnicii întoarceri, tema injuncțiunii, refuzului injuncțiunii moralei, nu? Tema asupra omului, care e în general foarte prost interpretată și care a fost abuziv interpretată de naziști, ca și Wagner. Încă la Wagner se găseau unele elemente de sprijin, dar nici a fost toată viața un antisemit. Noi să știți foarte bine cearta sa cu sora sa, care era până cu soțul ei Förster, care erau antisemiți și nici... Ce cel mai bun prieten al lui Freud, totuși. Da. Nici a fost un antisemit profund și primul om care a văzut Das Eine Europa, Europa unică. Unii, la 1870-80, el profetiza, cerea deja o Europa unită. Wagner e cântat acum în Israel, pe când nici iarăși nu-i citit. Nu-i citit, da. Dar aici s-a spus că cu Marx înseamnă Stalin, nici înseamnă Hitler. Nu, nici Marx nu înseamnă Stalin și nici pe departe nu are cum să însemne Hitler. Ibermenciul acela n-a fost preluat de Hitler. La modul vulgar și abuziv. Übermenschu, o să spun două fraze doar despre el, despre supraom, ca să fie cât de cât clar, pentru că este teza asta cea mai abuziv interpretată. Toată diatriba, toată polemica, cearta lui Nietzsche cu creștinismul, care este una dintre formele radicale ale spiritului său,
apropo de pulsația paranoidă, aici se poate observa la nicio pulsație paranoidă, să condamn o instituție veche de 2000 de ani. De altfel, el mare expresie de acest tip paranoid, dacă vreți, când îi ceartă pe Hegel și pe Kant, făcându-i filozof dogmatici, și chiar pe maestrul său din tinerețe, pe Schopenhauer. Deci, iată radicalismul lui și, în adevăr, e spiritul cel mai radical al secolului nostru și al secolului trecut. Nietzsche condamnă biserica, condamnă valorile creștine, tocmai prin aceea spune el că creștinismul mută valorile acestei vieți pe dincolo, în jenseits, dincolo. Ori el spune, norocul nostru este aici. Și în acest fel, Nietzsche, o spun foarte pe scurt, Nietzsche reîntâlnește valorile antice, valorile clasice, de altfel, se știe foarte bine, Nietzsche a fost unul dintre primii descoperitori ai presocraticilor. Și în cartea mea, Confesiuni 2, am să vorbesc de cele două fișe care le face la Parmenide și la Heraclit. El este un heraclitian. Redescoperirea prezentului, redescoperirea vieții noastre de aici. Valorile sunt aici, ele trebuie găsite aici, trebuie lăudată, înțeleasă, cântată bucuria de a fi. El are una din sintagmele sale fundamentale, spune Der bejahende Mensch, das ja sagen, acest om care spune da vieții. Și vorbește de Rose Mittag, de mare amiază în care nu sunt umbre. Și această absență a umbrei este absența moralei, dar și absența unei valori care trebuie să fie dincolo. Pentru că observați ce rapid comunismul și alte utopii criminale, ele utopiile când sunt puse în practică de poliție devin criminale, au mutat toate valorile acestei vieți și nazismul, dar mai ales comunismul, pe un dincolo. Numai că dincolul creștinesc este absolut dincolo-ul comunist, era imediat, dar totuși era un furt al bucuriei de a trăi, al valorii, al patosului distanței, al bucuriei de a trăi. Deci iată una din dimensiunile niciene care m-au atras, acest cult al prezentului, în care idee, în care cheie am și terminat ultimele 20 de pagini din Amfitrion. Norocul nostru este aici, să avem un cult al prezentului. Norocul nostru trebuie să fie aici, valorile noastre trebuie să fie aici. Iarăși nu am nicio, să nu fiu greșit înțeles, nu am nicio polemică cu biserica. Am fost crescut sub aripa bisericii și în cărțile marilor, Sfântul Augustin în primul rând și alți mari părinți ai bisericii, chiar și ai bisericii protestante, Meister Eckhart, Böhme, Luther, etc., etc. Însă, în sensul acesta, sunt păgân ca și Nietzsche, vreau o revenire la valorile acestei vieți. Eu sunt extrem de emoționat și de existență, de propria mea existență și de existență în general, și cred că misterul mare al lumii este existența noastră, luciditatea asupra ei, împreună cu drama, cu tragicul morții. Dar eu din asta nu fac o tragedie totală, din această luciditate a morții, tocmai pentru că cred că această existență a noastră este un dar al zeilor și singura noastră mizerie este că noi am pierdut contactul cu ei, cu zei. Încheiem. Adina Cezar. Da. Domnișoara Bach n-ar trebui să cânte acum din nou? Ba da, domnișoara Bach cântă acum, da. Tot din deci le luăm așa, ca într-o formă muzicală, un incipient? Da. Norocul nostru este aici, între Nietzsche și Bach. E mare legătură. Și Beethoven, și Schubert, frumosul și tânărul Schubert. Iată aici, prin Schopenhauer și... Aici puteți nega ceea ce am zis. Iată un tânăr care a murit la 31 de ani și care a făcut o operă enormă. Este o contradicție fantastică a ceea ce spuneam. M-am zis de exemplu la Pergolesi, care a murit la 27 de ani și Mozart la 35 de ani. Dumnezeu ne ține atât timp cât are nevoie de aceste mari spirite, ca să facă loc altora. Nu contează. Principalul să-ți umpli opera. Dar 9 mari simfonii, 500 de liduri, 20 ceva de quartete și atâtea lucruri până la 39 de ani. Nu este enorm? Iată zeii care circulă printre noi. Și noi îi recunoaștem târziu. Da. Tot Schicksalul acela. Iar Schicksal, da. Da, 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 da. Goetheanul Schicksal. A avut dreptate Goethe? Goethe este ultimul om care aduce o viziune asupra omului întreg. Este un Aristotel. Este un Da Vinci modern. Spirite sceptice spun că nu mai e posibil această viziune. Spiritele sceptice se înșală. Mediocritatea noastră a contemporanilor nu explică faptul că nu a apărut încă un Goethe. El va apare încă o dată. Și un Eminescu care va îmbătrâni frumos și senin într-o operă întregită. Vorbiți la fel de frumos cum scrieți, domnule Breban. Ar trebui să reveniți mai des aici. Îmi pare rău că nu v-am întrebat
cum ați vedea un program cultural al televiziunii. Domnișoara Bach, dați drumul benzii și trageți generice, probabil că aveam numai 4 minute. Thank you.